Mă numesc Zuleiha, episodul 114. La restaurant, Mehmet îi spune lui Zuleiha că s-a îndrăgostit de ea și o sărută. Zuleiha îi spune că nu este pregătită pentru o relație și că îi este teamă, iar Hakan îi promite că nu o va supăra niciodată. Când se întoarce acasă, Zuleiha îi spune lui Lutfie ce s-a întâmplat în acea zi, iar Lutfie o sfătuiește să-și asculte inima și îi spune că este încă tânără și că are dreptul să iubească și să fie iubită. Fiind sigur că Zuleiha are sentimente pentru ea, Hakan este hotărât să-i câștige încrederea. Între timp, Betul a pus la cale un plan pentru a-l constrânge pe Fikret să se căsătorească cu ea. L-a convins să meargă cu ea la un hotel din Mersin, menținând Hakan Gümüşglou se află acolo, a angajat niște actori să provoace un scandal în hotel, care ajunge pentru prima pagină de ziar. În fotografia publicată în ziar apar Fikret și Betul, care se aflau în hotel. După aceea, Betul se preface supărată că întregul oraș vorbește despre ei, iar Şevmir face o scenă prefăcându-se că plânge și leșină. Lutfie o asigură pe Şevmir că nepotul ei va face ceea ce trebuie. După aceea, Lutfie îi spune lui Fikret că nu are de ales și trebuie să se căsătorească cu Betul. La conac ajung niște vânzători ambulanți și în timp ce Şevmir cumpără marfă de la ei, Adnan se împrietenește cu copilul lor și se urcă în căruța lor și pleacă cu ei fără să fie observat. Seara târziu îi găsește și îi intenționează să îl ducă acasă dimineața, fiindcă deja s-au îndepărtat mult de conac. Între timp, toată lumea îl caută. Hakan își trimite oamenii în căutarea lui, dar până la urmă îl găsește chiar el, atunci când trece întâmplător pe lângă locul unde au poposit. Fikret bănuiește că Hakan a plănuit totul pentru a o impresiona pe Zuleiha.